Cariera minieră Coranda din Certej, județul Hunedoara, s-a numărat printre cele mai mari cariere miniere din România. A fost deschisă în anii 70 și a funcționat până la mijlocul anilor 2000, când toate minele metalice din munții metaliferi au fost închise. Perimetrul minier pe care se află este însă bogat în aur, argint și cupru, iar unele companii miniere caută să redeschidă mineritul în zonă. Cum a fost înființată cariera Coranda? Au început explorările, s-au început în 61, dar nu au ajuns pe Coranda. Au ajuns toate galeriile pe sub Coranda. Nu se știa atunci că va fi exploatată de la suprafață sau că se va lucra cu mina. Au făcut un tunel care mergea 850 de metri sau așa ceva în jur, la 800-900 de metri, care mergeau cu rabile și încărcau cu o cifă acolo în fundul pământului, încărcau minereul de bază care era nucleu, nucleu curând. Și acolo era producție puternică. Era... La noi a fost aici o zonă nu numai auriferă, fost metale diferite de mari proporții, care nu prea le-au găsit în Europa. Descoperire, da. Pentru a ne scoate pe noi din Bocșa, Bocșa Mică și Bocșa Mare, de Sfințată, două sate. 4 ani înainte de 79, Ifete a luat toată partea lemnosă și în vârf a venit în 79 inginerul ăsta. Și a început decopertarea și de atunci a început. În timpul ăsta se lucra la stația de concasare a minereului. Erau acolo niște muri extraordinare, rupeau pietre puternice. A început producția în anul 1979 și apoi ce s-a întâmplat cu zona? Au început să angajeze oameni? Prima dată și-au adus ei. Stănilă ăsta a fost un om foarte deștept. Foarte, foarte deștept. A venit cu buldozere, cu excavatoare. Comanda, venea dimineața până noaptea. El era prezent acolo ca să facă decopertarea asta, se poate când e gata stația de transport cu curicularul și cu concasarea și uzina, bineînțeles că lucrau aici la uzina, nu știu câte întreprinderi au fost, când dădea ordinul Ceaușescu acolo, așa exact mergeau, nu că ăla vrea să meargă și ăla nu vrea. S-a lucrat cam până când la carieră? A fost închisă. Și în ce a început burzuleala atunci să expediau și pe 97 ori început primile ordonanțe. Când au fost primele ordonanțe, nu au mai avut oameni. A început să angajeze, să lese câțiva oameni de pază, să mai păzau ce să furau. Știți cum e. De ce se putea fura din carieră? Erau instalații, probabil. Instalații. Aici erau cantități enorme de utilaje, de cabluri, de scule, de utilaje. Pe ori venit un ex-uri din alea și cu excavatoare din alea puternice, ca gheu, ele rusești, încărcau în niște mașini puternice, numai le zicea, nu rabe, mai mari, erau de 40 de tone. Treceau pe aici prin sat sau numai în carieră erau fost? Acolo, deci da. Nu puteau trece pe aici. Și din anii 2000, după închiderea exploatării, am văzut că natura a pus încet, încet stăpânire pe zonă sau în unele zone. Cum au oprit? A fost o echipă de închiderea minierilor. Aici au astupat gurile la galerii care au mai fost și s-au închis tunelul ăla, au făcut atunci și porți și acum au stat acolo, dar degeaba că și așa nu se poate intra, că au făcut cum e mai rău. Nu au făcut panta să scură apa, au lucrat contra pantă. Și acolo zice că apa s-a băgat cineva acolo, că zice că ar mai fi acolo vreo, nu știu ce, locomotivă și mașini de încărcat și fere, și pentru fere să se bage. În tunel. În tunelul din acel de jos. Împreună cu cariera s-a oprit activitatea și la uzina de la Certej, da. Nu? Da. Și aici se transporta aurul direct la Baia Mare, la uzina de preparare și de acolo la București, la domnul